Aș vrea să mai vorbesc un subiect și m-aș bucura ca frații noștri, în special pocăiți, să asculte acest lucru și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vorbim referitor la zilele de naștere, pentru că văd că tot mai mulți frați dintre frații noștri și persoane simt zilele la copiilor, la familiile lor, la soție, la soț. Și aș vrea să vorbim un lucru, dacă este bine acest lucru sau nu este. Fraților, am găsit un subiect scris în Isaia care spune așa: dar voi care părăsiți pe Domnul și care puneți o masă în cinstea norocului, vă sfătuiesc săbiei și toți veți pleca genunchiul pentru că eu am vorbit și n-ați ascultat. Isaia 65 cu versetul 11. Referitor la zilele de naștere, de unde vine obiceiul acesta printre noi ca noi să ne ținem zilele de naștere și mai spunem că și numele Domnului o masă? Vedeți că ne pășelați amarnic, ne înțelăm singuri, pentru că am luat obiceiuri din lume. Unde ați văzut voi în Biblie că Iisus Hristos și-a ținut ziua de naștere? Unde ați văzut voi că apostolul Pavel și-a ținut ziua de naștere? Petru s-a ținut ziua de naștere? Ați găsit vreunul din ucenici și din apostoli că și-au ținut zilele de naștere? Și vreau să spun un lucru în dimineața asta și Dumnezeu să te binecuvinteze dacă mă asculți tu, pentru că trebuie să ne pocăim de lucrurile acestea lumești, pentru că și-au croit loc între noi, între creștini, între pocăiți și fac ravagii. În ziua ta, când este ziua ta de naștere, când Dumnezeu ți-a mai dăruit un an la viața ta, nu sărbători. Pune-te în ziua de post și mulțumește lui Dumnezeu că te-a izbăvit, te-a păzit, te-a ocrotit și ți-a mai dat zile să trăiești. Pentru că noi nu sărbătorim zilele de naștere, noi n-avem treabă cu obiceiurile lumești. În ziua ta de naștere, ziua copilului tău sau egal a cui, intră în post și zici: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dorit un an la copilul meu. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dorit un an la fetița mea, la soția mea, la soțul meu și în special mie. Nu sărbătorim cu tort, cu lumânări, cu obiceiuri lumești, punem o masă în numele Domnului și vezi că pui o masă în cinstea soartei. Asta e o masă în cinstea soartei. Poți să spui tu cât vrei că este numele Domnului, că nu este. Te înșeli amarnic, pentru că Dumnezeu cunoaște. Opriți, fraților, aceste obiceiuri din lume. Avem pe Domnul Iisus. Nu găsim în Biblie că unul din ucenici a spus să ne ținem zilele de naștere. Nu găsim în Biblie că Iisus a făcut lucrul acesta. Și repet, trebuie să trăim așa cum a trăit Iisus. Să nu uitați că toate zilele sunt ale Domnului și a noastră nu sunt nimic. De aceea, Domnul să ne ajute să ne pocăim de lucrul acesta. Amin. O să-mi spune cum unii: ai, ești prea de tot. Nu, eu vă spun părerea mea, biblic. În momentul în care pocăiții noștri merg la nunți de nepocăiți, aia se numește amestec. În momentul în care pocăiții noștri merg la zile de onomastice de nepocăiți, aia se numește tot amestec. Și încă o lingură de sarmală: nu au avut alin dreptate, că nu-i chiar așa. 100% e așa. Dragii mei frați și surori, cu durere o spun, mă gândesc cu emoție la vremurile care vin. Mă gândesc cu emoție la legile care se vor da, câți vor cădea. Știți că noi dinaintea pandemiei nu mai avem frați care vin la biserică? Și am stat de vorbă cu ei și știți cum mi-au spus majoritatea: frate, dar când te-ai putut prăbuși în halul ăsta, soră, ce-i cu tine? Știți care a fost răspunsul majorităților? În pandemie. În pandemie, frate Alin, am luat o raznă. Serios? Pe când o să trebuiască să lupți, să spui eu nu orice-ar fi, păi pleci acasă de la lucru. Nu-i bai, plec acasă de la lucru, dar nu fac asta. Vom găsi justificări și vom zice: bă, n-avem ce face, mă, trebuie să ne creștem prunci, nu, ce să facem? Oameni buni, toate justificările astea vor fi zero. Vă spun cu toată responsabilitatea. Tinerii ăștia n-au avut niciun amestec. Deloc, absolut deloc. Uitați-vă, spre exemplu, nu sunt, și v-am mai spus asta, Evanghelia textilă nu e punctul meu forte, nu predic despre îmbrăcăminte, dar am ascultat o remarcă a unui frate păstor, nu mi-aparține, dar susțin și subliniez ce fratele păstor a spus. Pentru că noi prin prezența noastră, prin felul nostru de viețuire, prin trăirea noastră, prin conduita noastră morală, dovedim dacă suntem sau nu suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ascultați-mă.
Ce legătură are, în mod special la nunți se întâmplă asta și făcea fratele păstor referire, nu mi-aparține, dar susțin, încă o dată repet, susțin tare mult ideea, ce legătură are goliciunea trupului cu Hristos, cu nunta? Ce legătură are? Eu nu pricep! Bă, vin fetele, băieții, la biserică, frumos, îmbrăcați frumos, așa. Bă, la câte o nuntă te șochez, o razna. Bă, ce cu voi? Ce legătură are? Că tot la Hristos vii. Când vii la nuntă, tot înaintea lui Dumnezeu vii. Ce legătură e că eu nu pricep? Pentru că toate astea se întâmplă pentru că sunt amestecuri. Vreți să vă mai spun ceva deschis? A fost perioada concediilor și încă este. Concediilor pocăiților cu nepocăiții sunt tot un amestec. Da, nu, știu, încă o dată repet, nu-s popular. Da, e ok, mi-asum. Dar vreau să fiu cu inima liberă. Că am trasat ce Dumnezeu dictează. Frații mei, e vremea să înțelegem că standardele lui Dumnezeu trebuie ridicate. Că Dumnezeu nu acceptă amestecul. Că Dumnezeu nu acceptă să fie așa o abrambureală de să nu mai înțelegi nimic. Sub nicio formă.